Suntem în pădurea din satul Bădicul Moldovenesc. Aici începe drumul, aici începe drumul de a ne urca la casa pădurarului, că aici unde a fost găsit un haiduc quadrivicol. Cotăria mea am petrecut-o mai mult în păduri decât în sat, pentru că nu găseam un loc mai frumos decât în mijlocul naturii, decât în mijlocul sălbătăciunilor în acest sat. Mergem în continuare la casa pădurarului, Chirilă. Uite la mine, salutare, toți vă salut. Satul Bădicul Moldovenesc, mergem la cantonul Pădurarului Chirilă din sat. Locul frumos, ne-a acoperit răbunii mei, bunii mei, cu ultimul rând părinții mei. Primul rând tatăl, aici a fost. Locul frumos. Mergem, cu Doamne ajută, ajungem. O fi vin acasă pădurarul? Uite, în pădure încă verde. Pădurea încă până târziu, pădurea verde. Aici ce care se dădeau înainte măcești. Se dădeau la stat. Se dădeau până întâi de măcești uscat pentru a fi dat la stat. Să-l găsim acum pe Valea Chirilă. Poate ne gătești o ciorbă din mistreț. Valea Chirilă! Sunteți acasă? Poarta... Nu fie vreun câine. Poarta se deschide greu. Cineva acasă? Să intrăm? Nu mai intrăm, tai. Intrăm. Eu nu intru. După mine intră? Eu nu intru. Dacă este cu casa încojoasă de zăpoar. La hram. Nu putea să lipsească de la hram nici pădurarul Badea Chirilă, cel care de mai bine de un sfert de veac ocrotește și păzește pădurea de răufăcători. Mergem în deal aici? Sunt și pe aici, mai vedem ce are acolo Badea Chirilă. Are, bine ați venit! Da? Uitați ce verde, frumos! La început de iarnă, dar pădurea este verde.